Iubiți credincioși, iată că a început săptămâna patimilor, o săptămână deosebită, care vine după o bucurie deosebită, după bucuria intrării Mântuitorului în cetatea Ierusalimului, după bucuria cu care noi ne-am pregătit să spunem s-a încheiat postul. Acum începe bucuria. Dacă ați numărat săptămânile și zilele de post, până acum deja s-au făcut 42. În ultima săptămână o să spuneți cu bine, băi, da, de acum începe postul. Nu mai începe, pentru că postul deja este început și acum nu mai șlefuim. Cum zicea Părintele Asilie, tată, atunci când vrei să începi să semeni cu ce trebuie să vadă Dumnezeu la tine, mai întâi te cioplești, după care te șlefuiești, după care te lustruiești și apoi te străduiești să mai emani și o anumită mireasmă binevăcută. E, până acum, în săptămânile care au trecut, ne-am cioplit, ne-am șmirgăduit, ne-am aranjat, ne-am lustruit. Acum să vedem în ce fel poate să strălucească și mai ales să emane o anumită mireasmă binevăcută lui Dumnezeu, ceea ce facem noi. Postul pe care Sfinții Părinți îl recomandă de acum înainte, adică un fel de post după post, cum este liturghia de după liturghie, este unul deosebit, unul în care grija mâncării pe care trebuie să o declinăm cu toții, trebuie să dispară într-un fel. Adică 7 săptămâni, sunt sigur că măcar o dată sau de două ori fiecare dintre noi a avut o criză în care tot s-a gândit ce o să mâncăm mâine sau la masa următoare. Ei, această grijă trebuie să intre într-o altă dimensiune. Și anume, trebuie să înțelegem că nu se mai pune accentul pe post, ci pe trăire. Nu se pune accentul pe a arăta că ții post, ci pe a dovedi propriile tale ființe că ești într-o altă dimensiune. Săptămâna în care am pășit, să știți că este una a bucuriei, că ne-am învins, a bucuriei că am constatat că am putut să ajungem până acum. Să nu credeți că săptămâna patimilor trebuie să fie o săptămână așa, de ce nu e, și să fii tot timpul încruntat. Nu! Săptămâna patimilor trebuie să fie o săptămână a biruinței, o săptămână în care să întoarcem puțin situația, să nu mai punem accent așa de mult pe greșeala celuilalt, ci mai mult să punem accentul pe puterea noastră de a îngădui pe cel de lângă noi să greșească. Să nu mai punem accentul pe neputința celuilalt, ci pe posibilitatea noastră de a depăși. Acum, ca să puteți să înțelegeți mai bine, eu sunt obișnuit să vă prezint lucrurile puțin mai detensionat, pentru că sunt sigur că un lucru grav, dacă nu este explicat în glumă, înseamnă că nu este destul de grav. Și anume, a venit la mine cineva într-un moment în care eram cu tatielul de pictură și mi-a zis, părinte, știți că aș putea să vă ajut și eu. Cu ce? Zice, păi eu sunt șofer. Bun, ce vrei să fac? Zice, am niște nisip. Bun, unde? Păi știți că cei la care lucrez au foarte mult și ne pune să-i lucrăm într-o parte, într-alta, ar fi problemă. Zice, v-aș aduce aici vreo două basculante, că am văzut că aveți de făcut niște trotuare. Știți ce gropi erau aici. Și l-am dat și nu înțelegeam, zic, dar care e problema până acum? Păi știți că dacă îmi dați binecuvântare, ai, mă nene, mă, nu poți mă da să aduci, nu poți să binecuvintez. Trebuie să vedem lucruri din partea cealaltă. Dumnezeu este așa de bun, încât noi nu suntem în stare să păcătuim cât este în stare să nu se supere pe noi. Acum nu e bine ca noi să păcătuim mereu ca să încercăm această putere pe care o are. Dar este foarte important să înțelegem că săptămâna aceasta nu mai este ca celelalte săptămâni. Și o să spuneți ce să facem. Un singur lucru, unul, pe zi, dacă îl facem altfel decât am făcut altă dată, este minunat. Să zicem că ne-am propus noi de multă vreme să avem jumătate de oră pentru noi. Și ne-am avut o binecuvântate precisă, o chiar de binecuvântate precisă. Săptămâna asta, o dată pe zi, să ne
rupem jumătate de oră să mergem pe jos, de exemplu. Sau să dăm un telefon cuiva, care știm că vorbește cam mult și e un mare canon să-l suni și mamă, îl sun pe ăsta, acum mă uit la ceas, 45 de minute, s-au dus. E, dacă facem un lucru ca acesta, un lucru pe care nu-l facem în mod normal, cu siguranță poate înțeles că săptămâna în care a pășit este o săptămână altă. Uite, s-au dus să duc la jucătă la școală copiii, la fel de să învățăm. La o săptămână școala altfel. Și în loc să stea în bancă, cum stăteau înainte, ori au ieșit la teatru, ori s-au dus cu colegii pe nu știu unde, dar și pe la McDonald's, nu e o problemă. Au făcut altceva. Băi, fraților, hai să înțelegem și eu. Săptămâna este săptămâna altfel. Adică o săptămână altfel decât celelalte șase de post de până acum. Poate că până acum ne-am constatat că atunci când am mâncat de post am devenit mai irascibil. Să știți că așa este. Nu trebuie să ne ascundem acum după degete. Să vedem dacă săptămâna asta suntem în stare să ținem mintea în altă parte decât în bucătărie. Să o ținem puțin pe aleile unui parc, să ținem puțin o grădiniță, pe altceva. Și atunci vom trăi săptămâna altfel. Pentru că această săptămână a patimilor este o săptămână nu a pătimirii. Adică să fim, eu am văzut și zona în care înțelegerea săptămânii a luat o razna, ca să zicem așa pe românești, în sensul că au început să-și bată cuie în palmă și mai departe. Nu, nu asta avea Hristos de la noi, cu siguranță că ce vrem să le înlocuim, adică vrem să facem noi ceea ce a făcut El pentru noi, nu. Mântuitorul vrea să facem altceva. Și anume, la Sfânta Evanghelie pe care am avut-o în față în seara aceasta, l-am constatat că Mântuitorul altfel, adică mult mai tranșant, mult mai atent să lase deoparte blândețea cu care a săvârșit toate minunile, să ne prezinte după dreptate cine sunt fariseii și cărturarii, pe care îi mângâie foarte frumos, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici. Și le spune toate cele, dar vedeți, nu le-a spus mereu, numai atunci le-a spus și gata. Un lucru foarte interesant este că, printre multele cuvintele pe care le-a spus, aș vrea să mă opresc numai câteva minute asupra faptului că avertizează Mântuitorul, zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, care spuneți că cel care se jură pe altar nu este vinovat, dar cel care se jură pe altarul, pe aurul din altar, acela este vinovat. Zice, păi ce este mai mare, aurul sau altarul care sfințește aurul? Aici este problema postului nostru. Pe ce punem accent? Pe trupul nostru, pe mâncarea pe care o aducem, trupul nostru este altarul, pe mâncarea pe care o aducem la altar sau pe altarul care poate să sfințească toate celelalte. Dacă vom avea măcar săptămâna aceasta, hai, toată săptămâna, măcar în seara aceasta, conștiința că noi avem prin trupul nostru un altar. Slujește altarului acestuia sufletul nostru. Pe ce punem accent? Pe ce intră în altar, adică pe mâncare, sau pe puterea altarului de a sfinți totul? Chiar Dumnezeu îi spune, nu este păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scuze. Așadar, nu este vinovat cel care ascultă, ci cel care spune de neascultat. Măcar la lucrul acesta, dacă vom poposi în seara aceasta, cu siguranță că vom avea câștig de cauză. Dacă nu, s-ar putea să ne pomenim iar la anul pe timpul ăsta și iar să numărăm săptămânile, iar să ne gândim, aoleu, ce ne facem, că iar începe o săptămână grea. Dar de ce să fie săptămâna grea? Mântuitorul vrea să ne ajute. Chiar și cu aceste slujbe pe care ni le-a așezat atât de frumos serile care se ne mângâie spre somn, să știți că înseamnă pentru noi niște șanse pe care, din păcate, să vi le spun așa clar, nu le folosim. De exemplu, atunci când
bate vântul și suntem în cimitir, să avem o lumânare, ne cam supărăm pe vânt. Că ne-a stins lumânările, că trebuie să facem un efort mai mare ca să ținem lumânarea pe și mai departe. Dar v-ați gândit vreodată că vântul acesta aduce în miez de vară toată recolta, toată polenizarea și toate spicile de grâu, dacă n-ar fi mângâiate de vânt, ar fi seci? Vedeți că orice lucru pe care noi, la un moment dat, îl simțim așa ca pe un cui în coasta noastră, mai devreme sau mai târziu, ne va face bine. Așa este și postul acesta. Postul acesta, dacă știm să-l așezăm fără să cârtim și să-l primim cu bucurie, vom avea binefacerii de postire. Dacă nu, să știți că a mânca o mâncare înjurată, adică o mâncare făcută așa numai cu miel, este de preferat să fie dată la o parte. Eu am fost odată la un restaurant și datorită faptului că eram cu un coleg de-al meu mai recalcitrant, atunci când a venit porția, colegul meu a zis ospătarului să vină șeful, pentru că respectiva porție nu are gramajul respectiv, care scria în cartea de meniu. Și bineînțeles că nu a venit șeful, ci s-a luat farfuria și s-a dus ospătarul în bucătărie ca să mai facă de ceva. Nu dându-și seama de furia care cuprinsese și pe ospătar, și pe șeful care gătise și pe toată lumea, că era distanța mai mică decât posibilitatea noastră de a percepe decibelii. Și au început să ne înjure. Nu vă pot spune ce am auzit, dar vă pot reda decât faptul că ne-am propus ca atunci când vine totul pregătit, noi să ne ridicăm de la masă, să cerem nota, să achităm și să plecăm. Zice, dar cum justificăm? Zic, justific eu, că sunt mai bun de gură. Și am pregătit și bani și am zis, asta, noi, mâncare înjurată în halul ăsta, nu mâncăm. Și am plecat. Fraților, așa ne cere săptămâna aceasta să facem cu orice lucru. Mă, când vedeți că s-a iscat un scandal, nu consumați din acel scandal. De exemplu, dacă mă pune pe mine soția să fac o salată, durează cam 40 de minute. Ne iau fiecare foaie așa. Bine, că nici n-am dexteritate, că nu fac în fiecare zi. Dar zic că, ce prea mai repede, nu mă gândeam, eu deja am început să mănânc. Prin faptul că mă gândesc la ce important este să fiu la un loc, eu nu chem fetele pe lângă mine. De ce? Pentru că eu așa consider că înseamnă masă. Masă nu înseamnă neapărat să te așezi pe scaun și te servească cineva. Nu, masa trebuie să fie de unul preparată. Dacă la o masă nu participăm cu nimic, aia nu e masă. Nu ne hrănește. Cel mult ne satisface anumite pofte, dar nu ne hrănește. O adevărată masă trebuie să fie preparată în comun cu cei pe care vrei să-i ai pe lângă tine. Cineva mi-a spus că ce bine, ne-ați invitat la ora cu tare, zice, dar când începeți să aranjați? Când veniți voi. Pe cum adică? Păi zic, eu v-am chemat ca să pregătim împreună. Și am învățat pe fiind nimic, pe fiind nimic, să îmi accepte, să zic așa, parumește, dar în mea. În sensul că mie îmi place să înțelegem ceea ce e o masă. Omul nu e făcut așa robot. Adică să-i pui benzină, ulei și să-i dai drumul. Nu. Omul este făcut să consumă altfel decât chiar celelalte desfințări. Omul este făcut să se bucure. Pentru că, de fapt, de ce ne adunăm? Ca să mâncăm așa, să mai trăim încă o zi? Nu? Să ne bucurăm. Veți vedea și la cina cea de taină că Mântuitorul l-a primit întâi pe unul să-i spună stăpânului casei cum că vine învățătorul. S-au adunat cu toții și au mâncat din mâna Mântuitorului. Luați, mâncați, acesta este trupul. Beți dintr-o acesta toți. Asta înseamnă comuniune, cină. Nu înseamnă așa
ne uităm fiecare pe venim, eu vreau cutare, tu vrei cutare. Nu, fraților, asta înseamnă că ne lăsăm pe mâna altora. Și nu e nimeni vinovat decât noi dacă acceptăm să ne lăsăm pe mâna altora. Fraților, aș vrea ca săptămâna altfel în care am pășit să fie într-adevăr altfel. Nu cu mult, cu un singur lucru pe zi. Atât am avut să vă spun. Ne ajute Dumnezeu să urmă până acum.